Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pogoară din Sfânt lăcașul Tău și precum ai binecuvântat nunta din Cana Galilei, binecuvântând masa și nunta și pe mirea aceea, binecuvintează mirea aceștia, masa și pe toți cei care au venit să le fie alături în acest minunat moment al vieții lor, că ți-se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și fiindcă sunteți în picioare, vă rugăm pe fiecare să vă puneți în pahare ca să facem o urare. La mire și la mireasă să aibă viață frumoasă, la mireasă și la mire să trăiască în fericire, maestre. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul poți și luniți, zile zile și fericire. Așezați, mult băgându-se nu stați, beți, mâncați și vă distrați, beți, mâncați fără rușine, că aveți și dipăcine, iar orinca ni de prună, să zice că e cea bună și ajunge să bem o lună, iar vinul din butoi ne ajunge cât om vrem noi, că-i butoi cu șepte cercuri să ne ajungă până miercuri, iar de cum va s-o găta, alt butoi unde e sfundat și apoi sprimi pe mesă alte băuturi alese. Pentru doamnele cochete, lichioruri din cele alese, pentru cei cu gustul fin, whisky s-a servit din plin, pentru cei cu ochii de trac se va servi și coniac, pentru cei care vor cere, din plin s-a servit și bere, apă minerală, suc, cât îți cere, vi s-aduc, și apoi îți primi pe mesă și mâncăruri de aleleță, aperitive mai întâi le aveți pe farfurie, apoi tri feluri de zamă, am un băgați de seamă, că-i ciorbă rădăuțeană una, și-o ciorbă de perișoare ce te pune pe ticioare când te duci din Baia Mare, apoi supă de găină, de găină de apă trână, de să zice că e mai bună, dar se dă la alegere, nu de tot e la fiecare. Așa. Și apoi îți primi pe mesă alte mâncăruri alese. Zice că e un cartof piure cu friptură la tavă, de bălțată românească și purcență nută acasă. După ce vor fi sarmale de ale tradiționale, servite în cauce de pâine, Doamne, cât ne-ar fi de bine după ce ne-am consumat și cauzind că între ele ne-o service la cafele. Veți mâncați și vă distrați, mult păcându-se nu stați, dar mă iară noi pe cea până nu vă voi prezenta, ca să știm cine ne servește și pe noi în seara asta. Căci ne filmează și pozează maieștri de mare vază, doi maieștri pricepuți de clienți recunoscuți, ce cu tehnologie înaltă, dintă ce fac iesă artă. Marius cameramanul, Foto Zorin Chioreanu, au contracte pe tătanu, bani vă câteva luni, aud că ceva televiziuni le dau tot mereu târcoale pentru o colaborare, evident mai de amploare. Lumea, pe unde, păstă tot unde a lucrat, lumea i-a apreciat și din nou i-a angajat. Iar acum, stimați invitați, vă rog să-i aplaudați pe acești maieștri minunați. Zorin Chiorean și Marius Corodan, foto și video. Că s-au adunat azi aici maieștri cei mai vestiți să ne încânte, să ne înveselească la această nuntă aleasă. Iar pentru că s-au adunat, îi cineva vinovat.
și se află chiar aici frățiorul Mirese, care mult s-a implicat și fain lucru a realizat. La saxofon e vinovatul Andreiușan, și mine altul. Ne va încânta în astă seară Lucia Madea la vioară. Clapă! Chiar că suntem de omenie. Clapă Leonard Negrea, unic el și clapa sa. Tot la clapa avem aici maestru Ișvan Peterfield, adică Ștefan Peterfield, cel mai titrat și mai bun basist și organist și top, nu mai știu cum să zic, gordanist de la ansamblu Transilvania Baia Mare, Oleg Bineînțelescu, domnul Negrea, așa, și să nu greșesc, voce Ionuț Teodean, prietenul meu de mai an, care chiar m-a încântat cu la mulți ani minunat, așa, un alt vocalist titrat, maestru Radu Pongrat. Toți maestri adevărați și vă rog să-i aplaudați, am împătăți în grup, așa cum trebuie. Că-ți vedea cât e bine, vă vor mulțumi. Beți, mâncați și vă distrați, mult pe gânduri să nu stați și să tăie Dumnezeu, așa cum vă blastăm eu, să nu vă blastăm inimii mai rău. Ca pe mâine dimineață, când îți mere către casă, să vă lovească un dor greu, anii reîntâlni mereu. Nu la ei, la alții, la neamuri de-a lor. Și important este să vă simțiți minunat până mâine dimineață, maestre! Vă bucă, iar din ei vă căsătoriți, te dorim fericire, sănătate și nouă și la anul în domnul. Mare mândru și voinic să jucăm și la botezul tine. Iar noi, dragi invitați, vom bea ca niște broște până nu ne-o mai cunoaște. Și vă dorim poftă mare până mâine dimineața. Până în seara, Domne ajută, omii buni și lume multă, bine cu noi, omul și cu noi.
dimpotrivă, ați impus o atmosferă extrem de plăcută. Ia ca Dumnezeu ne catorisește cu cel mai așteptat moment al acestei minunate seri, când vom deschide cu adevărat distracția. Moment în care rugăm tânăra pereche